Cum spuneam mai devreme, are dreptate și Securiciu Turcescu. Într-adevăr a fost o golănie aseară în Parlament. Stați să vedeți. I-a convocat Dragnea pe deputați de pe o oră pe alta, domne. Da, i-a chemat din concediu. Cică sesiune specială. Veniți repede, săriți că arde. Ăia care erau prin zonă au dat fuga și s-au trezit într-o sală goală. Bătea vântul mai tare decât în Dobrogea, auzi? Dacă deschideau și un geam cât să intre puțină zăpadă, se blocau înăuntru. Nu mai plecau decât cu șenilatele sau la primăvară. Ordinea de zi fiind epuizată, închid ședința de astăzi a Camerei din cadrul sesiunii extraordinare. Vă mulțumesc frumos! În acest moment vedeți o sală de plen aproape goală, asta pentru că s-a decis convocarea plenului cu doar o oră înainte la ședința biroului permanent despre care vorbeai și tu. Tocmai de aceea opoziția a luat cuvântul foarte nemulțumită de faptul că totul s-a întâmplat în ritm atât de alert. În realitate, Dragnea și PSD-ul aveau nevoie doar de câțiva oameni acolo, cât să țină un simulacru de ședință. Așa că au adus o mică brigadă de PSD-și, vreo 20, au așteptat să vină și niște papagali din opoziție și s-au pus pe treabă. Încă o mostră de șmecherie de-asta de alba-neagră, așa, și retenie de valutiți de pe maghieru. Evident că s-au enervat liberalii, s-a inflamat Turcescu Securiciu, care a transmis pe Facebook, s-au încins și useriștii. Ni s-a spus că este ședință de plen, de la o oră la alta. Este pur și simplu o bătaie de joc. Este o sfidare a celei mai importante instituții a statului. La o sesiune extraordinară, evident că procedurile sunt extraordinare. Ceea ce se întâmplă astăzi aici, mie mi se pare o sfidare, o bătaie de joc. Vedem o impunere a voinței cu buldozerul. Nervi, nene, nervi, mai aveau puțin și îl chemau și pe Remus Cernea să pună și el poze pe net, că doar el a fost specialistul cu asta. Bine, i-a luat locul acum Adriana Săftoiu, care a surprins atmosfera din Parlament. Iar Dragnea, Dragnea, ce făcea în momentele alea? Păi nu v-am zis că a fost o golănie. L-a trimis pe Nicolicea în ședință să râdă de fraieri. Iar el și-a văzut de ale lui. Nu doar că n-a fost în sală, dar imediat după ce s-a spart gașca, a ieșit liniștit la declarații în holul camerei și a fost preluat live de toate posturile. Avea omul treabă, ce vreți, eram băi ocupatule. Eu am stat și am, se poate că am greșit, să mă pregătesc să vin să vorbesc cu voi. Incredibil, incredibil, mă pregăteam să stau de vorbă cu voi. Conștiincios, nene, se pregătea să stea de vorbă cu poporul. Adică făcea exerciții de concentrare să nu-l umfle râsul în direct în caz că-și amintește de fraierii din sală. Abia când l-a abordat colonelul s-a crispat puțin. Chiar ciudată faza aia. Da, acum îmi dau seama. Domnul Dragnea, ce e, domne? Are grad mai mare Turcescu sau ce?